Mai sunt câteva zile de vară, dar tu rămâi cu gândul la vacanță. Ce ai zice de o evadare de weekend care să te scoată din cotidian și să te ajute să-ți reîncarci bateriile? Florinino, vlogger de turism, are pentru tine câteva propuneri care cu siguranță îți vor face poftă de călătorie. Bună, Florin, bine te-am regăsit! Salutări din insula Schiatos, sunt la aeroportul din Schiatos și în premieră pentru voi, tocmai a aterizat pentru prima oară prima aeronavă de la Air Connect din România, a avut aterizarea acum 5 minute și în spatele meu se vede aeronava de la Taron care se pregătește să decoleze spre Cluj. Deci, ți-a plăcut foarte mult vara asta Grecia la nebunie. Ai stat pe acolo, te-am prins în zonele. Da, Grecia este superbă și mai ales zona asta a Sporadelor, Skiathos, Skopelos, Salonissos, e cea mai frumoasă zonă din Grecia. Iar eu pot să spun că am văzut cam 93% din Grecia, așa că pot să mă pronunț că ăsta este locul numărul 1, zona numărul 1 a Greciei. Mai un pic și te faci cetățen, Elen. Spune-ne ce city break ne recomanzi în această perioadă a anului? Pentru că se termină vara și pentru că și toamna și iarna și primăvara sunt zone foarte frumoase prin Grecia, vă recomand neapărat un city break în Atena, pentru că aveți multe de văzut și de făcut în Atena și vremea e bună tot timpul. Chiar și în Salonic puteți să mergeți într-un city break, mai ales că avem zboruri directe către Atena, către Salonic. Deci merită neapărat să mergeți un weekend, 2-3 zile acolo, să vă bucurați și să vă detașați de tot ceea ce e la noi acasă. Hai hu, iar am plecat călător.